Evrei, capitolul 9. De aceea el este mijlocitorul unui nou legământ, pentru ca aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă, întrucât a avut loc o moarte care îi răscumpără din neascultările comise sub primul legământ. Unde este un legământ, trebuie să se dovedească faptul că cel care l-a făcut a murit. Căci un legământ intră în vigoare numai când cineva moare, pentru că un legământ nu este în vigoare atâta timp cât cel care l-a făcut este încă viu. De aceea, nici chiar primul legământ n-a intrat în vigoare fără sânge, pentru că atunci când fiecare poruncă le-a fost pusă de Moise tuturor celor din popor, el a luat sânge din viței și de cape cu apă, lână, cărmizie și isop și a stropit sulul însuși și tot poporul, spunând: acesta este sângele legământului pe care vi l-a poruncit Dumnezeu. În același fel a stropit cortul și obiectele folosite la închinare. Potrivit legii, aproape totul este curățit cu sânge, iar fără vărsare de sânge nu este iertare. Așadar, a fost necesar să fie curățite cu aceste jertfe copiile lucrurilor cerești, dar lucrurile cerești însăși aveau nevoie de jertfe mai bune decât acestea. Nu este ca și cum Hristos ar fi intrat într-un loc sfânt, făcut de om, o imagine a celui adevărat, și el a intrat chiar în ceruri ca să se înfățișeze acum pentru noi în prezența lui Dumnezeu. Nu că el trebuie să se jertfească din nou și din nou, așa cum marele preot intră în locul preasfânt în fiecare an cu sânge care nu este al lui. Pentru că atunci el ar fi trebuit să sufere din nou și din nou de la crearea lumii. Însă el s-a arătat acum o dată pentru totdeauna la sfârșitul veacurilor ca să îndepărteze păcatul prin jertfa lui. Așa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară o dată, iar după aceea urmează judecata, la fel și Hristos fiind jertfit o dată pentru totdeauna pentru a purta păcatele multora, nu tuturora, se va arăta a doua oară, nu în legătură cu păcatul, ci pentru a-i mântui pe cei care îl așteaptă cu nerăbdare. Amin. Ne-am uitat data trecută la versetul 15 și ne-am blocat acolo, însă e foarte bine că am făcut lucrul acesta, pentru că am văzut o grămadă de detalii cu privire la aspectele legate de iertare sau omitere a păcatelor în perioada vechiului legământ, lucru care e foarte important de aprofundat și de studiat, și vă sfătuiesc și vă încurajez să faceți în continuare lucrul acesta, să studiați despre aspectele acestea, pentru că sunt foarte importante și din astfel de studii puteți să înțelegeți mai multe despre ispășirea lui Iisus, despre ceea ce a însemnat și înseamnă nou legământ. Astăzi o să ne uităm în continuare la restul capitolului, o să-l împărțim în două. În primul o să includem și versetul 15, însă nu o să ne mai uităm din nou la el. O să discutăm mai mult despre celelalte aspecte. Am intitulat mesajul din dimineața aceasta Necesitatea unei jertfe reale. Și motivul pentru care am făcut lucrul acesta este tocmai pentru că era nevoie de o jertfă autentică. Pe toată perioada vechiului legământ a fost o jertfă, a fost jertfe, de fapt mai multe, jertfele animalelor, însă toate aceste jertfe erau de fapt niște tipologii sau niște copii a ceea ce urma să facă Iisus. El este jertfa reală, toate celelalte aspecte au fost doar umbre. Toate jertfele, tot modelul acela al preoților, toată închinarea de la templu, inclusiv vechiul legământ, toate aspectele care țin de vechiul legământ sunt doar niște umbre ale noului legământ și multe dintre ele sunt doar niște tipologii cu privire la Iisus. De aceea, în dimineața aceasta ne vom uita la această necesitate a unei jertfe care a fost reală, autentică. Da? Și ne vom uita la două aspecte, primul dintre ele, de la 16 la 22, ne vom uita la necesitatea morții celui care ratifică legământul. Și foarte greu, în limba română noi nu avem ratificator, de exemplu. Ratificatorul este cel care uh, uh, uh,
nu, în esență nu are, ca și greutate, cuvântul nu are același înțeleg, de exemplu, care îl are în engleză, ratifier. Am putea folosi unul care confirmă, eu am folosit care ratifică. Iar partea a doua, necesitatea înlocuirii copiei cu ceea ce este autentic de la 23 la 28, da? Ne vom uita la aceste două lucruri, par foarte plictisitoare, însă sunt lucruri foarte, foarte importante. Ok. Hai să ne uităm la 16 și 17, îl recitesc, recitesc aceste două versete, unde este un legământ, și vă aduceți aminte că, cred că acum două săptămâni am spus testament, da? Și interesant este că citisem două sau trei persoane care foloseau testamentul în loc de legământ. Eram obișnuit din... Cornelescu parcă folosește testamentul, așa? Da. Eram obișnuit cu Cornelescu care folosește testament. Mi s-a părut că în contextul acestui paragraf testament are mai mult înțeles, însă am greșit. Nu... Traducerea este legământ și o să ne uităm imediat la motivul pentru care este legământ. Sunt foarte multe scrieri și dezbateri pe aceste două versete, foarte multe dezbateri. Însă vă pot trimite, pentru cei care citiți engleză, vă pot trimite un document foarte, foarte bun, ca să nu vă mai logați voi și trebuie să vă faceți cont și toate cele. Novum Testamentum este un jurnal care apare în fiecare an și la care scriu de obicei teologi foarte profunzi. Nu neapărat, când zic teologi, mă refer oameni care scriu științific, nu neapărat care... Mulți dintre ei sunt reformați în sensul clasic al cuvântului, vin din luteran sau etc., catolici foarte mulți, dar care sunt foarte buni pe lingvistică și aprofundează anumite versete. Lucrarea asta pe care am citit-o în săptămâna aceasta și care era recomandată atât de Lane și Carson și mai mulți, este a unui tip care a scris prin 1979, exact cum am născut eu, a scris lucrarea aceasta, a apărut în jurnalul acesta și descrie foarte bine lingvistic de ce alegem legământ și nu testament și după aceea plasează această alegere în contextul Vechiului Testament. Și o să ne uităm la toate detaliile acestea pentru că sunt foarte importante, vor fi doar niște concluzii ale scrierilor acestora pentru că sunt foarte multe detalii și nu puteam să le abordez pe toate. Acum, aceste două versete, de fapt nici nu le-am citit, unde este un legământ, trebuie să se dovedească faptul că cel care l-a făcut a murit și este traducere greșită, inclusiv în NTR, pentru că în greacă apare un plural. Deci nu apare cel care l-a făcut a murit. Deci acolo nu este la singular, ci este un plural. Deci se vorbește despre cei care au murit. Da? Sunt dead ones, cum se traduce în engleză, și o să ne uităm imediat la aspectul acesta, căci un legământ intră în vigoare numai când cineva moare, pentru că un legământ nu este în vigoare atâta timp cât cel care l-a făcut este încă viu. Acum, aceste două versete ne explică de ce Hristos a trebuit să moară ca să devină preotul noului legământ. Da? Și ascultați, asta e toată discuția pe care o poartă autorul, scriitorul, că nu știm, e anonim, Epistolei către Evrei, în contextul acesta despre Iisus ca fiind marele preot al noului legământ. Da? Și el a ajuns aici în capitolul 9 să vorbească tocmai despre necesitatea acestei morți, a celui care ratifica legământul, adică Iisus, ca să devină mare preot, da? Și interesant este, ascultați, că în Vechiul Legământ rolul de preot îl joacă cine? Moise sau Aron? Moise. Vă aduceți aminte în momentul în care se ratifică, da? Exod 24, dacă citiți cu atenție, după aceea se alege preoția și toate astea, dar în momentul în care se face legământul, Moise este cel care îl sfințește chiar și pe Aron. Vă aduceți aminte? Sunt niște detalii foarte importante acolo, da?
Și în contextul acela, Moise joacă rolul de preot, fapt pentru care, uitați-vă în versetul 19, pentru că atunci când fiecare poruncă le-a fost pusă de Moise, tuturor cei din popor, el a luat sânge. Okay? Cine a luat? Moise. Da? Și interesant că Moise a fost cumva mijlocitorul vechiului legământ, iar Iisus este mijlocitorul noului legământ. Și autorul face această paralelă. Moise stropește cu sânge, Iisus stropește cu sânge, Moise nu moare, Iisus moare și intră cu sângele lui sau prin sângele lui, în fine. Arătând că este un mijlocitor superior lui Moise, tocmai pentru că legământul pe care el îl ratifică, adică Iisus, este superior vechiului legământ. Înțelegeți logica? Asta e argumentarea lui. El, în esență, asta își dorește ca oamenii să înțeleagă în momentul în care citesc scrisoarea aceasta. Oamenii din vremea aceea să înțeleagă că n-are sens să te întorci în vechiul legământ, pentru că vechiul legământ, cu tot ceea ce are el, este inferior noului legământ. Ok? Iar pentru noi astăzi să înțelegem centralitatea lui Iisus, cât de important este Iisus pentru noi. Okay? Acum, versetul 16 vorbește despre practica legământului în general, da? Deci care era procedura, iar în versetul 17 ni se oferă motivul pentru procedură, adică pentru versetul 16, și făcând lucrul acesta explică standardul prin care moartea celui care ratifica era prezentată. V-am pus acolo versetul 16, versetul 17 în notițe. În versetul 16 se face enunțul, unde este un legământ este necesar să prezinți moartea celui care îl ratifică. Ok? Versetul 17, acestea sunt motivele legale care au de-a face cu procedura. Existau niște proceduri legale și în contextul ăla antic, da? Și o să ne uităm imediat la el. Legământul trebuia ratificat într-un anumit fel. Atât în tot ceea ce însemna pacturi și înțelegeri și tratate care aveau loc în perioada aceea Vechiului Testament, în felul ăla procedau oamenii. Și o să ne uităm la câteva exemple. De fapt, o să vi le dau versetele, vă uitați acasă, pentru că nu avem timp să ne uităm la toate detaliile acestea. O să vedeți niște aspecte foarte, foarte interesante. Lucruri care sunt preluate, vă fac o paranteză aici, care sunt preluate după aceea în inaugurarea asta noului legământ. Vă dau doar un exemplu, știi? Foarte, foarte scurt. Este prezentat legământul vechi, legământ mozaic, este ratificat, după care are loc cina. Vă duceți aminte că Moise împreună cu Aaron și cu cei 70 de elders, de bătrâni, vă duceți aminte că urcă pe munte și au cină cu Domnul? Vă duceți aminte? Nu vă aduceți aminte? Trebuie să citiți cu foarte mare atenție. Da? Imediat după Exod 24 se întâmplă lucrul acesta. Ascultați, Iisus inaugurează vechiul legământ, îl ratifică în contextul cinei. Cina cea de taină, da? Și e o întreagă tradiție. În felul ăsta se întâmplau lucrurile. Laban și cu Iacov. Vă aduceți aminte, începeau să se certe, Iacov vrea să plece, Laban zicea, trebuie să, nu poți să plece așa, să fugi, hai să închem un legământ. Și încheie un legământ, și foarte interesant, o să vă dau imediat în Geneza, unde să-l citiți astăzi acasă sau în zilele astea. Și după ce ratifică legământul, se pun de cină. Știi? Și foarte interesant, spune că invită pe toți prietenii lui Iacov și s-au pus și au mâncat împreună și au cinat. Și ăsta era modul în care se întâmplau lucrurile, știi? Inclusiv în vechiul legământ, inclusiv în nou legământ și toate legămintele din perioada aia în felul ăla decurgeau. Acum, enunțul, versetul 17, pentru că un legământ este legal, am scris legat. Este legal, asigurat, garantat pe baza animalelor moarte, motivul de vreme ce nu este niciodată valid atâta timp cât cel care îl ratifică trăiește. Okay?
Și o să vedeți despre ce e vorba, că acum e un nonsens toate lucrurile astea. Vă uitați la ele și nu înțelegeți absolut nimic. Și nu vă învinovățesc că nici eu n-am înțeles absolut nimic în momentul în care le-am citit și am tot stat să mă gândesc la ele și încă mă gândesc. Okay. Cum traducem diateche? Da? Asta este cuvântul care e folosit pentru legământ, testament. Cum îl traducem și de ce? Da? Și v-am spus, cred că varianta corectă este legământ. Și vă dau doar trei motive. În primul rând, diateche întotdeauna a însemnat legământ în literatura noastră. Îi preia cuvântul din ebraică. Da? Asta e lucrul pe care eu l-am pierdut din vedere și de obicei fac lucrul ăsta. E important când te uiți la termeni în greacă și studiezi un termen în greacă, să te uiți în Septuagintă, să vezi cum preia termenii din ebraică. Da? Septuaginta este versiunea în greacă a traducerii evreiești. De ce s-a scris Septuaginta? Între testamente, Vechiul și Noul Testament, se numește perioada intertestamentală, începuseră din ce în ce mai puțini evrei să vorbească evreiește, pentru că erau răspândiți peste tot prin zona Imperiului Grec și după aceea Imperiul Roman. Au început să-și piardă limba, cunoșteau foarte bine greaca, care era de tradiție limba culturală și limba în care se scria și literatură și știință și toate astea. Vorbeau, cei mai mulți dintre ei vorbeau literatură, pierdeau copiii, generația tânără pierdea limba ebraică, lucru care e foarte important în tradiția evrească, da? Că ți înveți copilul ceea ce a spus legea, da? Ce spune Tora. E foarte important în familia evrească se întâmplă asta, însă ei nu mai puteau să facă. Le citeau textele în ebraică, dar copiii nu le mai înțelegeau. Și atunci s-au pus să scrie această traducere a Vechiului Testament, care în cele din urmă a preluat numele de Septuaginta. Ăsta a fost unul dintre motive. Celălalt motiv a fost datorită evangelizării. Deci evreii făceau evangelizare printre neamuri. Încercau să-și facă convertiți care se întoarcă la iudaism. Și ăsta e unul dintre motive pentru care au scris Vechiul Testament, l-au scris în greacă, pentru a fi mai abordabil și a putea vorbi cu neamurile despre ceea ce credeau ei că înseamnă veste bună. Asta înseamnă Evanghelie. Evanghelie înseamnă veste bună. Și e important să faci lucrul ăsta pentru că vezi modul în care se traduce un cuvânt din ebraică și vezi continuitatea. Okay? Și vezi dacă Noul Testament, scriitorii când au scris, au folosit același cuvânt care a fost folosit în Septuaginta. Și interesant este că în momentul în care s-a scris Septuaginta, cei care au tradus cuvântul legământ din ebraică au ales să-l traducă diateche. Da? Asta e cuvântul pe care l-au folosit. Și asta este unul dintre motive, unul dintre argumente, cum că diateche, care apare în textul nostru din Evrei 9 și apare mai mult de jumătate din folosirea acestui termen în Noul Testament, este în Evrei, în Cartea Evrei. Pune foarte mult accent pe legământ și se vorbește foarte mult despre legământ. Și ăsta e termenul care apare, ok? Și ăsta e motivul pentru care facem afirmația aceasta. Al doilea aspect este conexiunea cu versetul 17 și 16, aceste conexiuni care există între aceste versete. Versetul 17 spune așa, dacă vă notați, ar fi super, să vă notați care ar fi o traducere corectă și știu că nu sună poate foarte literar în modul în care o traduc, însă asta ar fi o traducere mai fidelă a ceea ce spune textul din greacă. Căci un legământ intră în vigoare sau este asigurat legal, da? Asta este de fapt traducerea mai corectă. Un legământ este asigurat legal pe baza morților. Versetul 17. Sau pe baza celor care mor, da? Și aici nu se referă la jertfa celui care ratifică, acelui care a făcut legământul, ci se referă la jertfele însele. Da?
Dacă în discuție ar fi testamentul, să zicem că ar fi această variantă a testamentului în loc de legământ, atunci acesta ar deveni legal, activ, doar în momentul în care testatorul ar muri, da? În felul ăsta devine legal un testament. Nu trebuie să moară mai multe persoane ca acesta să devină activ. Înțelegeți ce vreau să spun? Dacă versetul 17 ai traduce testament în loc de legământ, înseamnă că spune așa, că el devine legal, asigurat legal, în momentul în care există mai multe morți. E fals lucrul ăsta. Un testament devine legal în momentul în care cel care îl scrie, testatorul, așa se numește, cel care l-a scris, moare. În momentul ăla devine legal, corect? N-ați moștenit nimic? N-ați moștenit nimic înseamnă. Eu am moștenit o casă și din cauza asta știu. Atunci devine, dar n-am moștenit-o prin testament, am moștenit-o prin moarte. Acum, pentru că se vorbește despre mai multe morți, textul în greacă vorbește despre mai multe morți, atunci nu are sens dacă ai folosit testament în loc de legământ. Deci se traduce acolo diateche, să-l traduci cu testament, să spui că e nevoie de moartea mai multor persoane pentru ca diateche să devină legal. Înțelegeți? Nu înțelegeți. Și asta e motivul pentru care folosim legământ în loc de testament. Tocmai pentru că vorbește despre moartea mai multora, dar mai multora nu oameni, ci animale, despre jertfe. Și are sens, pentru că asta se întâmpla în Vechiul Testament și asta este argumentul lui, tocmai pentru că o să înceapă imediat să vorbească despre ce se întâmpla în Vechiul Legământ. Acum, să recitim versetul introducând acești factori. Un legământ intră în vigoare pe baza morții jertfelor. Așa stăteau lucrurile în Vechiul Testament. Acum, versetul 16 ar trebui tradus așa. Când vorbim despre un legământ, este necesară să fie prezentată moartea celui care îl ratifică. Okay. Ce însemna lucrul ăsta? Și acum, cel de-al treilea argument este asocierea cu înțelegerea Vechiului Testament cu privire la legământ. Și ne ajută să punem lucrurile astea toate împreună. Dacă deschideți la Geneza 12, unde se încheie acel legământ între Dumnezeu și Avram, vom vedea câteva lucruri interesante. Geneza 15, de la versetul 12, hai să citim. Pe când apunea soarele, pe Avram l-a cuprins un somn adânc și un întuneric mare și înfricoșător a venit peste el. Atunci Domnul i-a zis lui Avram, să știi că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor și vor fi înrobiți și asupriți timp de 400 de ani. Interesant. Dumnezeu i-a spus lui Avram dinainte ce o să se întâmple cu poporul care se va forma din el. Dar pe neamul căruia îi vor sluji ei, îl voi judeca eu. Iar după aceea vor ieși de acolo cu mari bogății. Tu însă vei merge la strămoșii tăi în pace, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Urmașii tăi se vor întoarce aici în a patra generație, pentru că nelegiuirea moriților nu este încă deplină. Interesant că au așteptat toată perioada aceasta pentru că nu venise această nelegiuire deplină care ar fi cerut judecata lui Dumnezeu. Okay? Foarte interesant aspectul ăsta. Că zic, dar ce Dumnezeu i-a judecat pe... De ce i-a omorât pe farisei? Pentru că erau foarte răi pe farisei, am zis, pe amoriți și pe prietenilor, că erau foarte multe popoare. Dar îmi scapă numele celui pe care vreau să-l zic. În fine, versetul 17. Când a apus soarele și s-a întunecat,
S-a văzut un fum ca de cuptor și o torță aprinsă care a trecut prin acele bucăți. Okay? În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram zicând: seminței tale îi voi da această țară, de la râul Egiptului până la râul cel mare, adică Eufrat, și anume pe cheniți, pe chineziți, pe cadumiți, pe hetiți, pe riziți, refămaiți, amoriți, cananiți, ghirgasiți și ebusiți. Okay. Observați versetul 17, când a apus soarele și s-a întunecat, s-a făcut un fum ca de cuptor și o torță aprinsă care a trecut prin acele bucăți. Care acele bucăți? Vedeți mai devreme de versetul 12, da? Adu-mi o junică de 3 ani, a răspuns el, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel, deci mai multe animale, nu unul singur. Avram le-a adus toate acestea, l-a despicat în două și a așezat jumătățile una în fața celelalte, dar păsările nu le-a despicat, da? Deci a luat aceste animale, le-a tăiat în două, le-a despicat, după care în versetul 17, în momentul în care se face acest legământ între Dumnezeu și Avram, se trece printre aceste bucăți de animale care au fost tăiate, da? Deci se lua un animal, ăsta era legământul antic, sau animale, se tăia în bucăți, cele două persoane sau cele două părți prezente, la înțelegere, treceau printre bucățile animalelor tăiate. Acest act în sine semnifica angajamentul cu moartea a celor care intrau ar fi fost neloiali legământului pe care îl încheiau. Ascultați. Era o moarte simbolică. În momentul în care treceai printre acele bucăți de animale despicate, era o moarte simbolică care avea loc. Dacă nu treceai printre acele bucăți, nu aveai cum să închei legământul și legământul nu putea ratifica, tocmai pentru că nu avea loc nicio moarte simbolică. Ok? Acum, nu era doar o moarte simbolică a celor care intrau în legământ, ci era și o moarte reală a animalelor care au fost omorâte, da? Și atunci legământul nu putea ratifica până când nu avea loc această moarte simbolică, însă ratificarea în sine avea loc prin moartea animalelor, da? Și ăsta e lucru pe care ni-l spune și autorul cărții către evrei, da? Am citit versetele acestea, versetele 16 și 17, că era nevoie de moartea animalelor, da? Nu avem animalele lor. Ni se traduce în versetul 17 ca și cum ar fi Iisus, da? Că cel care ratifică trebuia să moară și să vorbim despre asta, dar acolo se combină lucrurile, că era necesară moartea ambelor, da? Am zis lucrul ăsta, trebuia să moară și cei care intrau în legământ, dar moartea aceea era simbolică în perioada aceasta în care se încheia un legământ de antică, însă în același timp mureau și animalele pentru că ele erau despicate și în felul acesta se ratifica. Acum, obiectivul legământului, motivul pentru care se încheia legământul era de a stabili o legătură relațională strânsă între cele două părți care erau implicate, iar animalele erau folosite pentru a reprezenta pe acela care ratifica legământul. Acest obiect, obicei, îl regăsim peste tot în Vechiul Testament și puteți să citiți Geneza 31, acasă Iacov și Laban, puteți să citiți Exod 24, când se vorbește despre legământul mozaic. Autorul Epistolei către Evrei nu se oprește decât la aspectul inaugurării sau ratificării vechiului legământ, pentru că asta era ce îl interesa pe el, compară vechiul cu noul legământ. Și ni se spune că era nevoie de foarte mult sânge, totul trebuia stropit cu sânge. Și asta pomenește el de la versetele 18 la 22, aducând în discuție tocmai acest legământ mozaic. Acum știți ce e interesant? În momentul în care deschizi în Exod 24, vei observa că nu s-au întâmplat chiar toate lucrurile astea, cel puțin nu se menționează asta, că ar fi fost stropirea asta cu sânge a tuturor lucrurilor. Însă autorul Epistolei către Evrei vorbește în felul acesta tocmai pentru că lucrurile astea se întâmplau în momentul în care se încheia un legământ.
Deci, deși ele poate că nu sunt menționate în contextul scrierii din Exod, ele s-au întâmplat. Ok? În momentul în care Hristos moare, împlinește toate lucrurile astea. Este pentru prima oară din istoria poporului evreu, pentru că Iisus a venit dintre evrei, când cineva moare o moarte reală și nu doar una simbolică. Tot timpul când se ratifica acel legământ, ei treceau printre acele bucăți de carne, da, ale animalelor. Însă era o moarte simbolică. Iisus moare. Și asta spune și autorul Epistolei către Evrei în capitolul 17, că cel care ratifică moare. Și nu e doar o vorba de necesitatea unei morți simbolice. Iisus moare real. Ok? Și e foarte important să El împlinește termenul legământului care trebuia să îi împlinească. Dar îi împlinește până la capăt. Și Iisus nu doar face o chestie de asta simbolică și zice, da, și trece printre niște bucăți de jerfe, ci El însuși este jerfa și El însuși care ratifică legământul moare. Este fenomenal lucrul ăsta. Dar în momentul în care El face asta, face pentru că era nevoie să facă asta. Dacă nu ar fi făcut lucrul ăsta, observați, nu avea cum să ratifice legământul. Era necesar să facă asta. Înțelegeți acum ce vreau să zic? Da? Uitați-vă de la 18 la 22. El merge mai departe, având în minte aceste versete de la 15 la 17 în care explică această procedură și necesitatea morții celui care ratifică. Și după aceea zice, de aceea, da? Din acest motiv, așa ai putea traduce, nici chiar primul legământ n-a intrat în vigoare fără sânge. Și știți ce e interesant? Că de foarte multe ori oamenii când vorbesc despre acest legământ al lui Iisus, adică noul legământ, îl compară cu ce? Cu legământul cu Avram. Da? Și asta face în Galateni. Însă interesant este că aici el compară cu legământul mozaic. Ok? Și arată că și legământul mozaic în esență a trebuit să împlinească aceleași lucruri pe care le-a împlinit legământul lui Avram și pe care urma să le împlinească legământul pe care îl ratifica Iisus, adică noul legământ. Pentru că atunci când fiecare poruncă le-a fost spusă de Moise tuturor celor din popor, el a luat sânge de viței și de capre cu apă, lână, cărămizie și isop și a stropit sulul însuși și tot poporul. Sulul la ce se referă? La cele 10 porunci sau la lege? La toată legea? La toată legea. Nu se referă la cele 10 porunci. Ok? A stropit inclusiv cele 10 porunci, însă, că zice totul, cei mai mulți teologi sunt de părere că în momentul în care Moise le rostește toate aceste legi evreilor, de fapt el le scrie. El scrie toate legile astea. Și în momentul în care se ratifică legământul, toate aceste legi sunt stropite. Da? Acum, spunând versetul 20, acesta este sângele legământului pe care vi l-a poruncit Dumnezeu. Dacă deschideți la Exod 24:8, în momentul în care se ratifică cum e în Cornelescu? Nu m-am uitat. Cum sună Cornelescu? Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele de pământul pe care a făcut Domnul cu voi de temeiul tuturor acestor... Asta e traducerea corectă. Netereu n-a tradus corect. Netereu a preluat ce spune scriitorul Epistolei către Evrei. Acesta este sângele. Ok? Și el, autorul Epistolei către Evrei, a făcut... E o diferență între iată și acesta. Da? Și ascultați,
În momentul în care Iisus ia paharul, vă aduceți aminte ce zice? Acesta este paharul noului legământ, în sângele lui, da? Sângele, am aici. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru voi. Ok? Și în momentul în care autorul epistolei către evrei redă ce spune Moise, el schimbă. În loc să zică, iată sângele, el zice, acesta este sângele. Pentru că autorul epistolei către evrei vrea să citim afirmațiile acestea prin ochii noului legământ. Și să punem în contrast cele două legăminte, să le punem în paralel și să vedem nuanțele. Moise nu face afirmația chiar așa, însă autorul se inspiră mai degrabă din cuvintele Mântuitorului, care vă aduceți aminte la ultima cină cu ucenicii, a luat un pahar, le-a spus, acesta este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru voi. Ce spune Iisus în Luca nu este doar un semn al morții de sacrificiu, ci este un semn al blestemului legământului. El zice să mi se facă lucrul acesta și mie și tuturor celor care se alătură, da? Am uitat să vă spun aspectul ăsta. În momentul în care în legămintele vechi antice, cele două părți treceau printre acele bucăți de animale, de obicei făceau afirmația aceasta, să mi se facă și mie, după cum li s-a făcut animalelor acestora, dacă nu mă țin de toate condițiile sau termenii legământului pe care îl încheiem. Da? Asta era afirmația pe care o făceau ei și de aceea avea loc acea moarte simbolică. Okay? Ei trebuia să fie gata să moară, dacă nu împlinesc termenii legământului. Și în momentul în care Iisus ia paharul acesta, avem acolo nu doar acest semn al morții lui de sacrificiu, da, în sângele meu, ci vedem și acest semn al blestemului legământului, că dacă nu te ții de termenii aceștia, atunci mori. Acum, știi ce e interesant? El se dă la moarte de unul singur, Iisus, da? Corect? El zice lucrul ăsta. Nu voi mă omorâți, eu de bună voie îmi dau viața. Însă animalul care este tăiat este chiar Iisus, mielul. Da, animal, nu este animal, dar el este mielul care este tăiat, care ratifică legământul, nu mai este simbolic și ascultați. El nu îi reprezintă pe aceea care încalcă condițiile legământului, ci pe acela care nu îl încalcă. Da? El reprezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu nu își încalcă niciodată termenii legământului. Nu a făcut-o niciodată în legămintele pe care le-a încheiat în vechime, nu o va face niciodată. Și promisiunile pe care Dumnezeu le face și legământul pe care Dumnezeu îl face este unul singur. E unul sigur. Ok? Și în momentul în care Iisus ține paharul acesta, le zice ucenicilor că acesta este acest semn al blestemului care o să cadă asupra mea și asupra tuturor celor care vor veni cu mine. Ok? Și s-a întâmplat lucrul acesta. Dar Iisus a stat acolo nu ca unul care a încălcat termenii sau care a reprezentat pe cei care încalcă termenii, ci a stat acolo pentru cel care nu a încălcat termenii, pe Dumnezeu. Și sunt foarte multe implicații aici. Și putem vorbi despre ele, dar s-ar putea să ne lungim. Interesant este, am deschis înapoi în Geneza, în Geneza 15:18, în ziua aceea Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Ok? Zicând, seminției tale îi voi da această țară. Și face toate aceste declarații și nu vezi în legământul acesta pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram că îi se cere lui Avram să facă ceva. Și interesant este că în contextul acesta, uitați-vă în 15:6.
după ce Dumnezeu îi face anumite promisiuni, el zice, Avram l-a crezut pe Domnul și el i-a socrotit acest lucru dreptate. Ce a crezut Avram? Că va primi un moștenitor, dacă uitați la începutul capitolului 15, versetul 4, Domnul i-a răspuns, nu acesta va fi moștenitorul tău, ci unul care se va naște din tine, el îți va fi moștenitorul tău. Apoi l-a dus afară, i-a spus, uite-te la cer și numără stelele dacă poți, atât de numeroși vor fi urmașii tăi. Deci nu numai că va primi un moștenitor, ci că va fi un popor numeros care a cărui tată va fi el. Ok? Și mai târziu îi se mai oferă mai multe informații și observă că acest popor numeros de fapt venea prin sămânța care fusese promisă, care urma să fie Hristos, dar el nu avea detaliile astea. Și în momentul în care avem versetul 6, Avram l-a crezut pe Domnul, l-a socrutit acest lucru ca dreptate. În ce a crezut Avram? Că va primi un moștenitor. Și după aceea avem acest legământ care Dumnezeu îl încheie cu el, în care Avram nu participă cu absolut nimic. Dacă vrei, participă mai departe cu aceeași credință pe care a exercitat-o și înainte. Ăsta e singurul lucru. Și același lucru se întâmplă și în contextul nostru al noului legământ. Iisus face toate aceste lucruri, El ratifică legământul, El moare, El este acest miel. Da? Și El intră. Și ascultați, că sunt foarte multe detalii, de-aia am zis că nu putem să vorbim. Putem să, într-o zi, să vorbim despre aspectele acestea, să facem o conferință despre legăminte, deși Jeff va aborda în octombrie tocmai aspectele acestea. Iisus intră prin sângele Lui. Și imaginația, ilustrație tocmai aceasta, îți redă toată imaginea aceasta a ceea ce se întâmpla în legământ, în contextul legământului în perioada Vechiului Testament. Iisus face lucrurile acestea. Okay? Iar nu ne este absolut pusă nicio condiție. Dumnezeu încheie un legământ, Iisus încheie legământul acesta cu moștenitorii, cei care sunt moștenitori și vedem, asta e argumentul din versetul 15, ne-am uitat data trecută, da? Vă mai aduceți aminte? Puneți lucrurile astea cap la cap, că după aceea o să fie o zăpăceală. El este mijlocitorul unui legământ pentru aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea. Ceea care sunt chemați. Legământul este încheiat cu aceștia. Cei care sunt chemați. Chemați de unde? De când? Din veșnicie. Da? Tocmai pentru că Dumnezeu și-a ales un popor și poporul acesta este cel cu care Iisus încheie legământul acesta. Legământul acesta, Iisus nu îl încheie cu toată lumea. Iisus încheie legământul acesta cu cei care sunt aleși. De aceea, în Ieremia, în Ezechiel, când se vorbește despre acest popor, toți îl vor cunoaște. De la cel mai mic până la cel mai mare, toți îl vor avea pe Dumnezeu ca tată. Toți vor înțelege pentru că vor avea Duhul lui Dumnezeu. Dar aceștia sunt cei cu care Iisus încheie legământul acesta. El este mijlocitorul lor. La Timotei ni se spune de Iisus că este mijlocitor, El este mijlocitorul lor. Că El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Da? Ok. Versetul 23 până la 28 îl recitim. E foarte clar, mie mi se pare că nu necesită foarte multă explicație, în momentul în care ai pus baza, ai așezat bine lucrurile pe care le-am spus până acum, da, de 40 de minute sau de cât vorbesc. Dacă înțelegi lucrurile astea, versetele 23 și 28 realmente curg, nici nu trebuie să le explici. Și ăsta e motivul pentru care, de fapt, nici nu mi-am notat absolut nimic, pentru că curge de la sine în momentul în care înțelegi aceste afirmații. Așadar, a fost necesar să fie curățite cu aceste jertfe copiile lucrurilor cerești, dar lucrurile cerești însăși aveau nevoie de jertfe mai bune decât acestea. Nu este ca și cum Hristos ar fi intrat într-un loc sfânt, făcut de om, o imagine a celui adevărat, ci El a intrat chiar în ceruri ca să înfățișeze pentru noi în prezența lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, Iisus nu intră într-un loc fizic, da? Deci El folosește ilustrația aceasta
folosește ilustrația asta tocmai ca să ne introducă din această imagine a vechiului legământ, a sanctuarului, a tot ceea ce aveam acolo, a obiectelor respective, să ne introducă după aceea și să ne ducă în cer, da? Să ne ducă în prezența lui Dumnezeu. Deci când Iisus, când se spune că nu era nevoie de lucrurile care se întâmpla în vechiul legământ, nu era nevoie, nu era necesar să se întâmple, tocmai pentru că nu vorbim despre niște lucruri pământești, vorbim despre cu totul altceva. Vorbim despre prezența lui Dumnezeu. Iar în prezența lui Dumnezeu nu se putea intra decât în felul în care s-a intrat. Prin sângele lui Iisus. Okay? Și Iisus nu intră într-un loc care este mai bun decât cortul pe care l-au făcut evreii, ci el intră în chiar însăși prezența lui Dumnezeu. Și asta e și, asta e și ceea ce el explică în versetul 24, ca să se înfățișeze pentru noi în prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu aici este echivalentul acestui cort ceresc. Asta este cortul ceresc. Cortul ceresc nu este un alt cort care e făcut în cerul și s-au bătut țărușii în ce? În aer, în... da? Nu vă gândiți în felul acesta. Sunt oameni, în mod special de la adventiști, tocmai pentru a susține o continuitate a vechiului legământ, spun că în cer există un cort, că în cer există un chivot, că există nu există așa ceva. Toate astea au fost niște umbre și niște imagini ale lui Iisus. În momentul în care realitatea vine, lucrurile astea se duc. Ok? Dar nimeni nu mai are nevoie de umbră. Toată lumea se duce la realitatea. Nu că el trebuia să se jertfească din nou și din nou, așa cum marele preot intra în locul sfânt în fiecare an cu sânge care nu este a lui, pentru că atunci el ar fi trebuit să sufere din nou și din nou de la crearea lumii. Însă el s-a arătat acum odată pentru totdeauna la sfârșitul veacurilor ca să depărteze păcatul prin jertfa lui. Okay? Dacă lucrurile ar fi stat după modelul acela al vechiului legământ, Iisus ar fi trebuit să facă asta mereu și mereu. Dar tocmai că lucrurile nu stau așa. Vorbim despre o altă experiență, tocmai pentru că e o realitate, nu mai există, nu e o tipologie aici. Așa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară odată, iar după aceea urmează judecata, la fel și Hristos, fiind jertfit odată pentru totdeauna pentru a purta păcatele multora. Se va arăta a doua oară, nu în legătură cu păcatul, ci pentru a-i mântui pe cei care îl așteaptă cu nerăbdare. Și interesant cum gândește el, autorul, cum observați aici, așa cum oamenii li se dă să trăiască o singură dată, la fel și Hristos fiind jertfit o dată pentru totdeauna. Da? Și interesant că face echivalentul ăsta dintre noi ca oameni care trăim o singură viață și Iisus care a murit o singură dată. Și ascultați, baza când omul trăiește o singură dată pentru noi este tocmai că Iisus a murit o singură dată. Iisus nu mai moare, a doua oară, a treia oară Iisus a venit o singură dată, când a venit la sfârșitul veacurilor. Și baza pentru noi ca și credincioși că omul trăiește o singură dată, că omul are o viață și că viața asta este importantă, este bazată tocmai pe jertfa lui Iisus. Că Iisus a făcut lucrul ăsta o singură dată. Și e frumos că aici introduce tocmai aspectul ăsta, că el a făcut-o pentru cine? Pentru a părta păcatele multora. Ok, se va arăta a doua oară nu în legătură cu păcatul, ci pentru a-i mântui pe cei care așteaptă cu nerăbdare. Okay? Și vorbește aici tot despre cei chemați, care au fost mântuiți și care îl așteaptă cu nerăbdare pe Iisus, așa cum o facem noi toți. Amin? Sper că o facem așa. Sper că îl așteptăm cu nerăbdare pe Iisus. Ascultați, știu că mesajul ăsta poate să pară foarte plictisitor și că sunt detalii foarte, foarte multe și că poate nu atât de multă importanță. Ascultați, lucrurile astea sunt vitale despre care noi vorbim aici. Și pe ele se construiesc foarte multe aspecte. Ok? Deci, eu când încep să înțeleg lucrurile astea mai bine și mai bine, vă mărturisesc că săptămâna asta am plâns de câteva ori gândindu-mă la ce a realizat Iisus pentru mine. Gândiți-vă la faptul că în momentul în care Iisus ratifică legământul acesta, nu trebuie să mori, tu nu trebuie să
participi în niciun fel cu absolut nimic, să aduci nu știu ce lucruri, să vezi, a, trebuie să aduc lucrul ăla și lucrul ăsta ca să poți să participi în legământul ăsta, ci realmente beneficiezi de el, așa, măi, că realmente un mare har care ți s-a făcut. Și ascultați, noi zicem, wow, ce mare har ni s-a făcut, dar, dragilor, o persoană a trebuit să moară ca noi să ne beneficiem de toate lucrurile și nu e orice persoană. Nu e orice persoană. Creatorul, cel care ne-a creat, Iisus este Creatorul. El este cel care ne-a creat și El a trebuit să moară ca noi să avem parte de lucrurile astea și nu le luați cu ușurință. Bucurați-vă de ele și fiți recunoscători pentru ele în fiecare zi. Gândiți-vă și meditați la ele. Ce a putut să facă Iisus pentru mine? Ok? Nu vă gândiți tot timpul la unii și la alții, de ce așa, de ce nu cum, de ce nu știu ce. Gândiți-vă la voi ce mare har vi s-a făcut. Și Iisus a ratificat legământul acesta și a trebuit să moară, ok? Și prin sângele Lui să intre în prezența Lui Dumnezeu. El a făcut lucrul ăsta prin sângele Lui. Și a trebuit să fim veșnic recunoscători pentru lucrul ăsta. În loc să tot morăcănim și să tot nu știu ce și să nu știu ce și să dăm din coate și așa, dar de ce nu e așa? Noi toți oamenii merităm să mergem în iad. Toți oameni. Fără excepție. Fără excepție. Toți dintre noi ar trebui, adică nu e nicio excepție, la asta mă refer, nicio excepție. Noi toți ar trebui să mergem în iad. Și faptul că Dumnezeu se îndură de poporul de lumea aceasta și în momentul în care se îndură de lumea aceasta, unii sunt împăcați cu El prin această jertfă a lui Iisus, este o mare favoare pe care Dumnezeu o face și are dreptul să facă ce vrea. Știi ce ar fi cel mai drept? Dar tocmai pentru că Iisus a murit nu mai poți să faci declarația asta. Cel mai drept ar fi ca noi toți să mergem în iad. Asta ar fi cel mai drept. Dar Iisus, prin faptul că a încheiat acest legământ cu cei care au fost chemați și chemați moștenitori încă de la începutul lumii, s-a făcut favoarea aceasta. A trebuit să facem absolut nimic. Har, 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 har. Și de aceea trebuie să fim veșnic recunoscători pentru aspectul ăsta.